Învață cum să pui banii în mișcare. Vino în orice sucursală BCR sau pe bcr.ro să vorbim despre soluțiile financiare potrivite pentru tine. Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Discutăm despre modificările fiscale vehiculate în această perioadă, foarte multe schimbări de taxe discutate în spațiul public. Haideți să vedem cum ne pot afecta dacă sunt implementate. Am văzut deja efectele pozitive generate în ultimii ani de taxarea micro-întreprinderilor în funcție de venit sau numărul de angajați. Recent a apărut în spațiul public intenția guvernului de suprataxare a micro-întreprinderilor dacă profitul obținut este superior, adică 16% aplicat profitului brut dacă marja netă de profit depășește 30% din vânzări. Practic, companiile care înregistrează venituri între 60.000 și 500.000 de euro pot fi în această situație. În caz contrar, se aplică un venit de 3%, iar dacă compania are venituri mai mici de 60.000 de euro, se aplică un impozit de 1% pe venit. O măsură lipsită de logică, deoarece ani de zile micro-întreprinderile au fost acuzate că diminuează profitul artificial prin cheltuieli de interes personal, iar acum sunt penalizate dacă obțin profit prea mare. Cine să mai înțeleagă? Vedem deja că firmele mici cu venituri sub 500.000 de euro înregistrează un profit dublu peste media națională de 8,4%. De asemenea, nu mai contează numărul de angajați, ceea ce va descuraja crearea de noi locuri de muncă. Practic, există voci care susțin că România oferă un paradis fiscal pentru micro-întreprinderi, că au facilități fiscale și de acolo acest probabil atac asupra micilor afaceri. Este o taxare simplă, aceasta pe venit, aplicată în funcție de angajați și venit, dar nu este neapărat o taxare mică. Eu am calculat sarcina fiscală, adică impozitul plătit raportat la cifră de afaceri și aceasta variază între 1 și 1,4% în cazul micro-întreprinderilor și este un nivel similar cu cel înregistrat de marile companii cu venituri peste 10 milioane de euro. Deci este o percepție greșită că micro-întreprinderile sunt avantajate. Aceste noi taxe se aplică conform ultimei modificări vehiculate recent și dacă intră în vigoare, micro-întreprinderile vor fi taxate în medie cu 4,18% pe cifra de afaceri, calculat ponderat, datorită combinației între impozitul pe cifra de afaceri și cel aplicat profitului superior. Este de 3 ori mai mult decât nivelul actual, iar creșterea, pur și simplu, este explozivă. 200.000 de micro-întreprinderi cu 800.000 de angajați vor fi afectate, multe dintre ele se vor închide, vor reduce activitatea sau vor disponibiliza angajați. Micro-întreprinderile cu venituri între 60.000 și 500.000 de euro vor fi afectate mult mai grav, deoarece în acest caz taxarea crește de 4 ori până la 5% din cifra de afaceri. Aici sunt afectate 171.000 de companii cu 700.000 de angajați în total. Practic, discrepanța este cea care deranjează cel mai mult. Mediul de afaceri privat este taxat cu 300, poate 400% mai mult, iar administrația publică are o reducere de cheltuieli estimată la 6 miliarde de lei, ceea ce înseamnă doar 1% din totalul cheltuielilor publice. Pentru ce suprataxăm 200.000 de micro-întreprinderi și 300.000 de PFA-uri? Pentru a obține venituri adiționale de circa 6 miliarde de lei la buget, care înseamnă doar 1,5% din veniturile publice? Nici acestea nu se vor obține din cauza efectelor negative, precum reducerea locurilor de muncă, creșterea insolvențelor sau presiuni pe decelerarea creșterii economice sau creșterea economia subterană. Despre toate acestea voi detalia în episodul următor. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.
Continuă călătoria și învață să pui bani în mișcare cu BCR. Te așteptăm în sucursale sau pe bcr.ro. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar.